Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician. Ne permitem un respiro timp de o oră, facem o analiză mai condensată astăzi, încercând să înțelegem ce s-a întâmplat în ultima săptămână în România. Am avut aceste proteste de stradă, ele s-au mai diminuat astăzi în marile orașe, n-au mai ieșit atât de mulți români în stradă. Însă trebuie să bifăm aceste lucruri pentru a înțelege mai exact cu ce ne confruntăm, care sunt provocările pentru guvern, pentru societate. Vedem ce se întâmplă și în străinătate, pentru că invitatul meu din această seară, doamna Alina Mungiu Pipidi, politolog, profesor, este alături de noi, tocmai din Germania, prin Skype. Bună seara, doamnă! Bună seara! Trebuie să fac o corectură imediat, dacă mă scuzați, domnule Stile, trebuie să fac o corectură imediat care va arăta tuturor că nu suntem înțeleși și că nu pregătim vreo conspirație înainte de fiecare emisiune. Și anume, eu am venit de 48 de ore în această țară, deci din balconul meu privilegiat din Bulevardul Lascăr Catargiu, am văzut toate demonstrațiile, cum am văzut toate demonstrațiile de 30 de ani încoace, cele semnificative. Da, producătorul deci, emisiunii eram în Germania, dezinformat. Încă duminică, dar azi nu sunt. Deci ați văzut parte din proteste din capitala României de la balcon. Interesant. Și exact, deci am venit din carantina germană care a început în noiembrie anul trecut și am aterizat drept în carantina de la București, cea nouă. Astfel încât acum pot să spun că am experiența a două carantine, una dintre altele. Bun, să începem cu această comparație. Cum vi se pare carantina de București? Astăzi intrăm pe varianta a doua carantinei cu interdicția de deplasare în timpul săptămânii și în weekend de la ora 20, că am depășit acel prag de 7,5, cu magazinele închise de la ora 18. Cum sunt cele două carantine, așa, comparativ, apropo de restricții? Carantina germană a fost lungă și obositoare și încă este, pentru că ea n-a dispărut. A fost relaxată 5 zile și pe urmă s-a reluat. Incidența în momentul în care am plecat eu din Berlin era 1,15, azi am văzut că este vreo 1,4, da? Ca să vă dau așa un pic de idee cum funcționează. Iar aici, în momentul în care am ajuns, trebuie să vă spun că am avut un șoc, am avut impresia că am ajuns în plin Absurdistan, adică pe bulevardul meu între Romană și Piața Victoriei, toate cafenelele și terasele sunt deschise, toată lumea e pe afară. Am luat un tur pe Calea Victoriei, am văzut oameni inclusiv înăuntru la Starbucks, bând cafele și lucrând la laptop, ca în timpuri normale. M-am plimbat în Herăstrău, am fost la Piața Matachei, am fost pe jos în Calea Rahovei, peste tot am fost impresionată că am văzut peste tot oameni pe stradă cu măști, inclusiv în locuri în care nu era absolut nimeni, erau pe stradă numai eu și ei, dar eu am înțeles din măști că se poartă aici măști, altfel, sincer, n-aș fi înțeles, pentru că în Germania nu se poartă mască pe stradă decât în piețe aglomerate sau în locuri unde este aglomerație. Universitatea mea e pe o stradă foarte comercială din centrul orașului și pe strada noastră se poartă mască. Dar în afara acestei străzi, care e un bulevard, se numește Friedrichstraße, nu se poartă mască în aer liber, mai ales că nu sunt alte persoane, că n-are sens. E o risipă, aruncăm măștile, nu sunt multe măști și așa mai departe, da? Deci, în schimb, aici am văzut că absolut totul este deschis și în prima noapte în care am venit am și avut prima demonstrație. La această demonstrație erau mai mulți polițiști și jandarmi decât manifestanți, de departe. Manifestanții, două treimi din ei aveau mască și, după estimarea mea, ar fi fost vreo 1200 de persoane. Da? A doua zi au fost un pic mai puțin și a treia zi și mai puțin. Aștept în noaptea asta să văd, da? Au trecut deja câțiva. Am numărat 13 dube de jandarmi acum vreo două ore sub ferestrele mele. Mai mult loc e în dube decât dacă i-ar aresta pe toți, să vă spun sincer. Poate, da? Sunt prevăzători, se pregătesc. Mai bine să ai mai multe dube decât categoric, mai puține. Categoric. Nu? Așa este. Am citit că s-au dat 1600 de amenzi. Mă întreb cui s-au dat. Că nu sunt sigură că în București au fost 1600 de manifestanți. E adevărat că am auzit că i-au mai așteptat unii în Piața Victoriei, n-or fi trecut torci pe aici, între Piața Universității. Deci, pe scurt, asta nu e carantină ce este în România. Sunt un număr de măsuri complet absurde. Deci, măsura că trebuie să porți mască în interior e singura justă și întemeiată.
restul măsurilor n-au sens și ca atare n-au cum să producă efecte pozitive, n-au cum să reducă rata de infecție. Rata de infecție este atât de mare pentru că totul s-a ținut deschis și pentru că regulile sunt fiind absurde, lumea nu le înțelege. Nu că nu sunt explicate, sigur că nu sunt explicate, că n-ai cum să explici așa ceva. Noi să explici cum să explici. Deci atâția oameni se strâng la terase, oameni care evident, spre deosebire de Germania, unde nu ai voie să te întâlnești cu oameni cu care nu locuiesc în aceeași casă. Când se relaxează restricțiile, ai voie să te întâlnești cu un om care nu locuiește în aceeași casă. Ideea fiind să nu mutăm virusul de la unii la alții. Cu cine nu stă în aceeași casă cu tine, vorbești la telefon, vorbești prin Zoom, vorbești prin Skype, ai alte posibilități, da? Nu ne întâlnim între noi, că mișcăm virusul. Da, de curiozitate, totuși, aici, dacă există rata asta atât de mică până în Berlin de 1,5, nu? 1,15, de ce aplică în continuare măsurile mai dure decât în România? Pentru că cu o săptămână înainte, când am plecat eu, rata era la 0,6. Dublarea și se dublase, într-o săptămână, da. Exact, și ne chinuisim 2 luni să o aducem la 0,6 sau 3 luni. Da, prin comportamente foarte austere. Comportamente austere logice, că așa e acolo, totul e logic, lumea are voie pe afară, exercițiu e foarte încurajat, ai și unde să te duci, nu ești înconjurat ca aici de o mare de sate, toate în carantină și care de fapt toate trăiesc pe niște mormane de gunoi, acolo ești înconjurat de sate care sunt păduri cu cărări făcute de 100 de ani, deci ai unde să te duci. Și asta ajută orașul să respire un pic, deși restricțiile sunt dificile. Da? Dar nu înțeleg ce se întâmplă aici. Deci părerea mea e că vor continua proteste câtă vreme lumea nu va înțelege ce se întâmplă. Lumea nu are cum să înțeleagă de ce închizi magazine alimentare la 6. Pe de altă parte, locuri care garantat transmit infecții, precum frizerii sau alte locuri în care contactul e intim cu oamenii, că nu poate fi altfel oamenii își fac meseria, nu le închide nimeni, merg restaurante, hoteluri, vedem cum se fac cozi la telegondola, adică, cum să spun, e foarte ciudat. Impresia mea este, și cred că ce simt și protestatarii ăștia, este că măsurile de aici sunt discreționare, cine are pile, cum e totdeauna la români, sună și spune pe mine, nu mă poți închide, și de asta rezultatul final este o încercare de a face bine, dar care nu face bine, de fapt, că nu are cum să facă bine. În subsidiar, doamna Pipidi, se discută și în zona economică și în zona guvernamentală, pot să vă dau informația asta, că oarecum guvernanții de la București, domnul Câțu, probabil președintele României, au luat această decizie ciudată de a aplica carantină cu măsurile astea de neînțeles, lăsând, relaxând, lăsând, cum a spus, restaurantele, terasele, hotelurile să funcționeze, în ideea de a salva o parte, o brumă de economie din zona asta de Horeca. Adică admițând, dând voie să-și desfășoare activitatea, înțelegând totuși că sunt centre de infectare, de focare, de infecție. Domnul Mănăstire, sunt două logici în chestiunea asta cu pandemia. Două logici, amândouă cu raționalitatea lor. O logică este aceea a selecției naturale, care spune că economia este mai importantă și că unii oameni oricum vor muri. Știm exact câți 1% îi putem socoti, câte infecții avem și așa mai departe. În cazul României știm perfect câți oameni sunt, pentru că Eurostat, sursa noastră în Europa cea mai de încredere, a publicat cifrele de morți în exces. Și vedem că România e pe locul 2 în Europa și pe locul 12 în lume la morți în exces. Asta înseamnă morți care se datorează cu mare probabilitate pandemiei, dar care nu au fost din cauza lipsei de transparență din România și a managementului, nu au fost atribuite pandemiei. Da? Deci știm exact cum stăm cu proasta guvernare. Dar hai să zicem că economia e mai importantă. E perfect posibil să ai această logică, să spui că ai o vaccinare care este rezonabil de rapidă și când vrei nu-ți pasă să meargă economia și vaccinarea până s-o întâlni la un punct de echilibru și atunci ai să ai o imunitate de turmă și asta este, ai să ai mai mulți morți, deja ai mult mai mulți morți decât trebuie, da? Au fost luni în care morțile în exces au fost 60% în exces. Deci asta înseamnă că nu trebuie să spui că au murit 5.000 de oameni pe lună, au murit 8.000 de oameni pe lună și așa mai departe. Deci asta e o logică.
logica selecției naturale. Și sunt țări care au încercat logica asta și nu le-a mers bine. Și există a doua logică. A doua logică este cea în care dăm importanță spitalelor și în care ne spunem că totuși nu vrem să moară oamenii, pentru că unul la mână nu sunt toți peste 80 de ani, nu că ea peste 80 de ani nu i-ar iubi și pe ei cineva, că e foarte probabil că și viața lor nu are o valoare sau e prețuită de unii oameni chiar în afară de ei. Și în această logică noi nu mai avem deja locuri la terapie intensivă, nu avem cadre calificate de terapie intensivă și atunci trebuie să facem ceva, să limităm. Și deci nu logica economică e cea care primează, ci logica vieții oamenilor și a importanței spitalelor. Problema e că măsurile astea luate de guvernul Câțu nu se înscriu în niciuna dintre cele două logici. Mai mult poate în cea economică. Că da, dar este nemărturisită, doamna Pipidi. Pare a fi o logică, dar nemărturisită. Adică public se afirmă ceva, că sunt îngrijorați de viața oamenilor, de sănătate, de sistemul de sănătate, de terapie intensivă, da, acesta este discursul public, dar văzând faptele, văzând lucrurile efective făcute, înclină oarecum balanța spre logica economică, da, cum ați spus-o dumneavoastră. Exact, exact. Deci ceea ce văd eu aici nu sunt restricții și presa este impropriu să le numească restricții. Nu sunt restricții, sunt niște absurdități. Da? Oamenii cred că ar înțelege, înțeleg că aveți un mare număr în România de coronasceptici. Părerea mea e că acestor oameni nu li s-a explicat bine. Se discută în exces de tot felul de prostii în loc să se arate în mod real costurile. Poate în materie de educație s-a discutat mai pe șleau cât de mult au copiii de pierdut în toate astea, dar nu cred că în materie de sănătate s-a discutat real ce plătim în fiecare zi din cauza sistemului insuficient pregătit de sănătate și mai ales unui sistem care nu s-a pregătit în anul acesta mai bine, că nu era pregătit acum un an, e o vină cumulată. Dar că în anul acesta nu s-a recuperat destul, asta este vina cui este la guvernare, în mod evident. Și vă spun încă o dată, nu e nevoie de comisii de anchetă în Parlament. Avem cifrele morților în exces, ele vorbesc despre lipsa de transparență. Mă credeți că există țări în lume care au mai puține morți în exces? Deci sunt cu minus. Da? Țări care, ca Noua Zeelandă sau ca Norvegia, care sunt oricum în vârful topurilor de bună guvernare, sunt sub zero. Cu alte cuvinte, până la ultimul om care a murit, se știe de ce și s-a făcut tot ce s-a putut să fie evitată moartea respectivă. Nu e cazul nostru și ne pregătim să nu răspundă nimeni pentru bramura dar asta. Dar v-aș completa puțin conflictul. Cu toți specialiștii cu care am făcut emisiuni în ultimele săptămâni și aici mă refer la domnul Bubenec de la Societatea de Terapie Intensivă, admit faptul că nici nu se poate face nimic pe termen scurt în următoarele luni cu privire la medicii și asistenții pentru terapie intensivă. Adică toată lumea admite că dacă mâine cumpără România 2-3 mii de paturi ATI, că s-au făcut investiții, ce e drept, nu există personal calificat care să deservească facilitățile astea de terapie intensivă. Și nici nu pot fi inventați peste noapte, nu pot fi aduși din altă parte și nu există, pentru că necesită, înțelegem, un training, o specializare care nu se poate face în 6 luni, 7 luni pentru a putea opera la terapie intensivă. Deci e un fapt. De asta nu trebuie să producem cazuri pentru terapie intensivă, pentru că nu putem crește terapia intensivă, da? Și de asta ce trebuie să facem este să închidem terasele, să ne lămurim, să închidem terasele, să vindem cafeaua pe fereastră, să nu mai bea oameni care nu stau în aceeași casă cafea împreună, stăm pe garduri, să le explicăm oamenilor de ce facem asta, să deschidem ferestrele la autobuze. De când am venit în București, văd numai autobuze cu ferestrele sigilate ca niște sicrie. Lumea încă n-a înțeles că ce trebuie să facem este să transformăm spațiile închise în spații deschise. Și e foarte greu să transmiți acest mesaj dacă noi cu spațiile deschise ne purtăm identic precum cu cele închise și nu explicăm că în spațiu deschis problema sunt alți oameni. Și că dacă ești singur pe stradă, n-ai nevoie de mască. Nu e masca nicio problemă. Puneți mască dacă vorbești cu cineva. Puneți mască dacă ajungi la trecerea de pietoni și e înghesuială. Dar mai ales nu te înghesui, stai mai încolo, așteaptă să treacă ceilalți strada, da? Da, s-au înghesuit în benzinării, doamna Pipidi, s-au înghesuit în benzinării, ați văzut imagine, se înghesuie în continuare în magazine și apropo de decizia cu ora 18, se pare că decizia
decizia asta și nu se pare că este evident că această decizie duce la un număr cât se poate de la înghesuirea în magazine și în hipermarketuri. Dar și aici ar fi o soluție, că am citit comentariul dumneavoastră de pe RomâniaCurată.ro, da? Nu există un filtru și par niște măsuri, un filtru la intrarea în magazin, cum spuneați dumneavoastră. Dom'le, în funcție de spațiu alocat magazinului, 100 de metri pătrați, 200-500, să intre un număr limitat de persoane. 10 persoane intră așa, oprești, pui lanțul, cum ați spus dumneavoastră, ies cei 10 cumpărători, intră alții și așa mai departe. Adică nimeni nu organizează niște lucruri care aparent sunt banale de făcut. Adică nu e mare filozofie de a implementa așa ceva. Deci, din moment ce este în interesul magazinelor să fie deschise, magazinele le vor organiza. Deci dacă magazinele vor să rămână deschise, dacă logica economică primează, o să le spunem, asta este, ai 200 de metri, ai voie să bagi înăuntru 20 de oameni în același timp, pui la ușă 20 de coșuri, nu mai mult, și ai închis ușa. Chem, faci ture în plus și e un om care stă la ușă și ține ordinea dacă nu te-am închis. Asta este. Deja la ora asta, de fapt, n-ar trebui să mai purtăm discuția asta și ar trebui să închidem. Cum poate să creadă cineva că Timișoara în 2 săptămâni sau cât au stat ei în carantină au rezolvat ceva? Deci noi stăm în carantină de luna noiembrie și am ieșit 3 zile din carantină și am intrat la loc. Mai mult au crescut numărul de infectări în Timișoara de la, după 14 zile de carantină. O altă ciudățenie. Aș vrea puțin să mergem la proteste, că vedeți proteste în stradă încă din anii 90. Le cunoașteți, unele au fost ideologice, s-au cerut lucruri politice, au avut și conotații politice. Cum vedeți protestele astea? Și o să vedeți niște imagini apropo de ce au cerut oamenii în stradă. Bun, nu toți au cerut lucrul ăsta, dar e clar că componența și tipul, tipologia protestatarului, tipologiile sunt extrem de diferite. Hai să vedem niște imagini. Nu mai pot să fur, nu mai pot să fac o șmecherie. Foarte serios, omul este unul dintre cei mai buni cozi din SFD, vă dau cuvântul meu. Măcar 12 să furăm și că dacă nu furăm cămătarii, nu ia ce fac pachet. Nu mai putem să furăm, nu mai putem să facem nimica. Nu mai pot să muncesc, nu mai pot să fac nimic. Nevastă mea nu mai iasă la treabă. Vrem la aparate! Teodosie, deschide catedrala! Toată lumea în biserică, n-au voie să intre în biserică peste noi. Cine mai are puțină apă, băi, mi-e rău, puțină apă plată. Dacă nici în catedrala lui Dumnezeu nu suntem primiți, Teodosie, deschide catedrala! Libertate! Ai voi, nu? I love you. Știți la ce se referea la protestatarul când vorbea despre aparate? Că vrea la aparate? Îmi imaginez că e vorba de sălele închise de sport. Nu, se referea la păcănele, știți, la jocurile acelea electronice de aparate, da? Jocurile de, până la urmă, de pariuri. Păcănelele, așa zisele păcănele din sălile de... Eu aș fi crezut că se referă la aparatele de la fitness, alea se cheamă aparate, nu? Aparatele sunt păcănelele. Jocuri electronice. În București și în alte orașe din România sunt mai multe aparate de gimnastică, în aer liber, decât sunt în Berlin. Pentru că acolo statul nu face concurență la privații care au săli de gimnastică, săli care de altfel sunt închise aproape de un an și jumătate. Da? Deci nu ne-am întrerupt abonamentul, pentru că nu vrem ca sălile astea să dea faliment. Mi-e milă de ei, da? Și ei fac, cum se cheamă, exerciții aerobic, de exemplu, online, ca să-și păstreze clienții, dar nu ne putem duce la ele. Și știu și de ce, n-am văzut niciodată să se aerisească, iar aerul lor condiționat nu are filtre ca la companiile aeriene cele mai performante, da? Că la ora asta sunt companiile aeriene, se diferențiază prin calitatea filtrelor. Deci nu poți să înlocuiești aerul, lumea asta trebuie să înțeleagă. Cu protestatarii ăștia, eu ce am văzut de la fereastra mea, n-am văzut pe nimeni violent, n-am văzut pe nimeni, de exemplu, sub geamurile mele n-a strigat nimeni Arafat afară din țară, afară, nu știu ce, nu e țara ta sau cam așa ceva, dar ceea ce e o porcărie. Strigau libertate, nu stați în casă dacă vă pasă, eu am ieșit în balcon. Era 1 dimineața, că venisea, prima noapte au trecut la 2, a doua seară au trecut pe la 1 dimineața. Deci aceste proteste sunt foarte târzii, oricum înțeleg că iau cocoșa cu amenzi pe toți. Și atunci lumea a strigat, veniți cu noi, ieșiți în stradă și nu știu ce. Dar nu m-a înjurat nimeni, n-a zis nimeni nimic.
da, pe întuneric. Înțeleg însă că totdeauna, și știu din experiența mea lungă, că și eu am fost la multe proteste, că apar galeriști, că apar diversioniști, că apar oameni care sunt pur și simplu oameni mai ciudați și care au nevoie. Băieții ăștia filmați nu reprezintă pe nimeni, nu pe ei înșiși, și de altfel aveau umor, în mod evident nici nu vorbeau serios. Am văzut pe la televiziune un enorm efort de a prezenta aceste mici demonstrații ca pe niște mari amenințări la securitatea națională, ceea ce este o prostie. Ele ar trebui să fie luate ca un semnal că e foarte greu ca oamenii să stea în banca lor câtă vreme nu reușești să explici clar de ce faci ceea ce faci. Și nu există să fie date fără transparență și fără motive. De ce n-a publicat nimeni niciun fel de cifre? Angela Merkel apare și explică singură logica celor 10 metri pătrați din magazine sau logica faptului că trebuie să stai cu ferestrele deschise. Am auzit-o pe ea. Dita mai doamna cancelar iese și explică, deși are un virusolog superb și foarte popular pe doctorul Dorsten, tot apare ea și explică la toată lumea ce trebuie făcut. Deci nu se poate, deciziile discreționare trezesc comportamente de rebeliune. În România cine ar trebui să facă asta? Civică. În România cine ar trebui să facă asta? Un specialist sau un politician care are notorietate și încredere, cât care ori mai fi? Președintele Iohannis, mă refer, dintre politicienii care sunt la masa politică de astăzi, președintele pare cel mai notoriu și cel mai care stă bine în favorabilitate, să spun așa. Deci răspunsul este și. Deci așa cum doamna Merkel apare și așa cum apare și doctorul Dorsten, așa trebuie să fie și aici. Medici, după părerea mea, trebuie să fie mulți care să apară, pentru că sunt foarte multe lucruri de lămurit. Foarte multă lume nu înțelege, da? Și perfect, apar și lămurești. Sunt și oameni răi, în mod real există în România diversioniști, deci de ce să fac cozile astea la Romexpo, când vaccinarea pare să fie aici destul de bine organizată și merge bine și toți oamenii care am vorbit mi-au zis că s-au dus la vaccinare și n-a fost nicio problemă. Și toate la televiziune văd cozi la Romexpo. Păi este exact ca la Revoluție, când erau unii care spuneau, vai, fântânele sunt otrăvite, nici n-ai nevoie de Facebook pentru așa ceva. Risipesc unii zvonuri, spun nu se găsește vaccin suficient. Deci e foarte important când sunt oameni rău intenționați care seamănă dezinformare să fii absolut tot timpul să explici cel mai simplu lucru, să fii clar, să fii logic și să nu iei decizii. Ei în loc să explice, să doamna PPD, ei în loc să explice, se plâng că există asemenea oameni rău intenționați și blamează situația. Domnule, sunt niște nenorociți care manipulează, care fake news, dar nu vin să contrapună o comunicare simplă, limpede, explicită, cum a spus dumneavoastră, deci, cu metru pătat, cu aerisitul spațiilor. Da, da, exact. Din potrivă, aș zice că până în prezent dovada cifrelor publicate de Eurostat este că principalul producător de știri false a fost chiar guvernul, da? A fost guvernul în primul rând că ne-a făcut să ținem alegeri. Eu am scris la vremea respectivă că alegerile vor crește rata de infecție și că nu ne trebuie niciun fel de alegeri. Că se poate perfect face un guvern și mai ales că trebuie să face un guvern împreună cu opoziția ca să nu profite opoziția de situația asta, da? E clar că nu are nimeni care e la guvernare cum să iasă bine din felul în care guvernează. Deci mult mai bine era să te înțelegi cu opoziția și să existe în perioada asta să înceteze lupta politică și să încercăm să managerizăm pandemia. Dimpotrivă, deci ce au făcut liberalii complet greșit și reprobabil anul trecut, este că au reușit să intimideze pe doctori. Să nu-și închipui cineva că e normal că doctorii care luptau cu pandemia, străinul cercer și la fila s-au dus la PSD. Și că ei nu se puteau duce la PSD și acum 10 ani și acum 20 de ani, dacă asta era vocația lor. Ei s-au dus de teamă că vor fi puși sub urmărire sau că cine știe ce o să se întâmple. Ăsta e felul în care te lupți cu pandemia. Baci spaima în doctori. Să aibă doctorii nevoie de imunitate, să ducă în Parlament. Eu nu-i aprob că s-au dus, că au intrat în politică, dar îi înțeleg. Îi înțeleg că n-aveau ce face. Iar dacă asta e atitudinea guvernului față de doctori, pe urmă vin alegerile, nu mai faci testări, începi să minți. Păi ce credibilitate ai să lupți tu cu știrile false când ești primul producător de știrile false? Nu, când a fost cu AstraZeneca și toate astea, a trebuit să sărim din nou noi civilii să explicăm și să le luăm partea. Că de la guvern nu se explica prea clar ce se întâmplă, cum nu se explică nici acum. Da, au fost nenumărate bâlbe, e și greu să le mai contabilizăm. Cred că săptămânal și premierul Câțu, apropo de AstraZeneca, el aici la B1 TV, premierul acum o lună și jumătate, afirma cu semnătate că n-a intrat nicio doză de AstraZeneca în România din loturile respective luate în discuție în Europa. Evident s-a dovedit a doua zi că aveam asemenea loturi, în fine.
Vedeți vreun partid politic, vreo forță politică care să profite de pe urma acestor proteste? Vor mai continua protestele, credeți? Deci e evident cine profită de pe urma acestor proteste, dar în primul rând, deci, răspunderea celor care sunt. Da? Deci președintele Iohannis nu numai că ar trebui să iasă și să vorbească, dar este principalul responsabil că a permis să fie numit ministrul sănătății un om care nu are niciun fel de credibilitate, care nu înțelege despre ce e vorba, care, indiferent ce merite a fi avut el la ONG-ul lui, nu avea calificarea să fie ministrul sănătății și care s-a făcut de altfel ministrul sănătății când n-a putut să fie primar. Asta spune totul despre domnul Voiculescu, da? Dacă nu e o funcție, e cealaltă. Asta e atitudinea lui. Cum poate să iasă Voiculescu să explice ceva? Știe el ce aia e o epidemie, chiar dacă poate să pună mâna să citească. Vocea lui lipsește, este cu desăvârșire. Uitați-vă la medicul sănătății din guvernul lui Emmanuel Macron, da? Veran. Este superb, el la toate orele, îl văd pe toate talk show-urile, explică tot ce trebuie. Iar Macron se expune extraordinar de mult, în loc să lase guvernul să ia asta, se expune extraordinar de mult, fiindcă își spune că de bine de rău, totuși el e cel mai popular om din Franța, din toată partea lui, și că trebuie să iasă să explice ceva. Și face mari eforturi să fie pedagogic, să spună tuturor, da? Opoziția. Opoziția introduce o dată pe săptămână moțiuni de cenzură. Eu nu îi condamn, asta e treaba opoziției, să introducă moțiuni de cenzură. Dar poate ar putea să fie mai strategici. De exemplu, poate puteau să prezinte ei o listă clară a contramăsurilor, a restricțiilor inteligente și mai ales a restricțiilor eficiente. Restricțiile trebuie să fie de două feluri. Unul, să servească la ceva. Doi, să fie inteligibile, lumea să înțeleagă, oamenii să înțeleagă ce vrem de la ei. De ce n-au apărut ei cu listele astea? Sigur că am auzit pe doctorilor, l-am auzit pe Rafila, el a zis un lucru important, l-am auzit aseară, a spus că grupurile de specialiști făcute în jurul Ministerului Sănătății nu s-au mai adunat de luna septembrie. Asta din nou îți arată că de fapt e imposibil de managerizat ceva din moment ce nu chem pe nimeni. Apropo de informare, de dezinformare și de informații, cum să spun eu, livrate opiniei publice din surse neclare, apropo de grupul de specialiști, tot timpul se invocă existența acestui grup de specialiști, fără nume, fără chip, și este acest grup de specialiști în spatele tuturor deciziilor, inclusiv de chestiunea asta cu închiderea magazinului de la ora 18. Vinerea trecută, înainte să veniți în țară, când au ieșit domnul Voiculescu, domnul Câțu, ministrul de interne Lucian Bode, au fost invocați acești specialiști, acest grup de specialiști, care vedem, dacă luăm de bună ce spune Rafila, că nu s-a convocat. Și atunci, cine este grupul de specialiști? Este domnul Arafat? Este domnul Voiculescu? Cine poate fi? Grupul de comunicare domnul strategică? Domnul Arafat este evident pus. Domnul Arafat este pus în față să coleagă cât mai multă nepopularitate ca să se apere politicienii, că asta tot ce știu ei să facă. Da? Dar evident că nu funcționează așa. Deci astea sunt din nou dezinformări și știri false. Și evident cine profită din toată această situație. Din această situație profită George Simion și cei de la AUR, care au devenit probabil un pericol real pentru puterea actuală, pentru că văd și încercări foarte importante de a discredita lucruri care sunt evident dezinformări la adresa lor, da? Și încercări de a discredita. Dar pot să-i condamn pe ei că profită? Nu pot să-i condamne. Adică, dar de ce credeți că profită? Cât pot profita? AUR a luat undeva la 500.000 de voturi anul trecut. Există bazin suficient pentru ca acest partid să crească? Poate o să ajungă la 1.000.000 de voturi, o să depășească pe cei de la USR Plus. Asta înseamnă undeva la 15%. Pot crește cei de la AUR la 15-20%, dar nu e suficient pentru a pune în chestiune sau a talona marile partide. Nu poți guverna România cu 20%. Da, dar nu guvernează nimeni în România cu 51%, că în România nimeni nu face 51%. Așa este. Deci e vorba pur și simplu de ce alianțe și coaliții pot forma. Și de asta mizele pentru cei de la AUR sunt două. Una, să fie o forță foarte serioasă, care face agenda din stradă, pentru că cineva a preluat energia asta a protestelor, da? Dreapta a suflat în proteste, a făcut proteste, nu i-a lăsat pe cei de la PSD să guverneze și a creat niște oameni care le place să iasă la proteste și care, drept să spun, unii, mulți dintre ei, pur și simplu le place să iasă la proteste. Sunt niște oameni nemulțumiți de situația generală, nu că înțeleg cea mai mare subtilitate
flexibilitate regulile astea de la, despre epidemii sau înțelegeau ce era mai ales cu regulile de la regile justiției care erau și mai complicate, da? Da, bună paralelă. Exact, mi-aduc aminte de tinerii frumoși și liberi, să-i spunem așa, întrebați de către presă, nu neapărat fără răutate sau întrebați dacă înțeleg ce articole de lege au fost modificate în sensul blocării justiției și a schilodirii justiției, nu știau să răspundă, așa cum mulți din cei care protestează acum nu știu clar să explice de ce protestează. Vedeți niște rațiuni economice în spatele unor oameni care protestează? Mai simplu spus, sunt foarte oameni, mulți oameni care și-au pierdut joburile. Sursele de venit, cei care trăiau oarecum din zona asta de Horeca, mai la negru, mai la gri, mai la semigri, da, foarte multe joburi pierdute în perioada următoare. Vă dau un exemplu, micile afaceri de cartier, nu știu, diferite ateliere de meșteșugărie, mici magazine, mici afaceri, repet, din zona urbană, periurbană, care s-au pierdut în perioada asta, în ultimul an. Vedeți rațiuni economice în proteste astea? Cred că au de ce să... Da, am înțeles. Horeca nu cred că au de ce să protesteze, că din câte văd sunt în majoritate deschiși, nu sunt închiși cum ar trebui. Deci guvernul a dat niște forme de ajutor, da? Deci a dat acel șomaj tehnic și există niște scheme de ajutor pentru IMM-uri. Sunt afaceri care, îndată ce vom încheia cu pandemia, vor redebuta în forță, pentru că nu că le-a dispărut piața, pur și simplu nu au condiții în acest moment. Deci eu cred că, de fapt, e mai profitabil să-i plătești pe unii în acest moment mai puțin, să stea acasă, decât să iasă. Eu, oamenii care i-am văzut aseară în stradă, nu erau șomeri, sau alaltă seară. Erau prea tineri să fi lucrat vreodată. Erau pur și simplu genul de puștime pe care o știu, am văzut-o și la Roșia Montană, am văzut-o... Deci liceeni au fost, de exemplu, la protestele cu justiția. Eu rare ori când am mai venit pe aici, am mai vorbit în licee. Erau oameni foarte tineri, cărora le place ideea de protest în sine și cărora nu le place să fie conduși în mod discreționar. Deci asta cred că este ce îi unește pe protestatari. Sigur că sunt și unii din protestatari care sunt trimiși acolo să profite de pe urma protestelor. Totdeauna oamenii politici în România profită de pe urma protestelor. Când voiau să o dea afară Tăriceanu și ai lui pe Monica Macovei, am organizat un protest cu niște prieteni, Radu Filipescu și alții de la GDS. Imediat ne-am trezit la protest că vin diversi oameni politici pe care nu îi invitase nimeni și care evident că a dat rău că au venit acolo. Da? Mai târziu m-am văzut cu Băsescu a doua sau a treia zi din întâmplare. Băsescu, care era mult mai inteligent și mai hâtru ca aia, a zis, am văzut, ți-au venit aia la protest. Zice, ce se fac? Eu le-am zis să nu se ducă și tot s-au dus. Asta e cu omul politic. Omul politic vrea să ducă unde simte că este un grup care și l-ar putea de votanți, pe care și l-ar putea alătura, vine. Și așa este și cu ăștia acum, da? Însă trebuie să spun că protestatarii ăștia, după părerea mea, ce am văzut eu două zile, au fost cocoșați de amenzi, deci o să se gândească de mai multe ori înainte să iasă. În țară, unde lumea a strigat prostii, adică a strigat Arafat asta nu e țara ta și alte sloganuri xenofobe și naționaliste pentru care să le fie rușine, pentru că țara e a noastră în măsura în care facem ceva pentru ea. Arafat sigur face și greșeli și sigur a devenit nepopular cu pandemia asta, dar a făcut mai multe decât mulți dintre oamenii care strigă contra lui, care probabil că nu au făcut nimic, că altfel auzeam de ei vreodată, că au făcut ceva pentru România. Da? Deci să fim un pic mai moderați și să strigăm cu rațiune. În plus, eu cred că se poate perfect protesta respectând regulile. Eu sunt contra măștii în aer liber, dar câte vreme masca în aer liber e regula și legea, trebuie să respectăm regula și legea și să cerem să fie schimbată. Asta este cum procedăm într-un stat de drept. Da? Deci, deocamdată, eu găsesc că protestele au fost marginale. Însă nu exclud, dacă guvernul rămâne absurd, dacă guvernul continuă să conducă în acest fel arbitrar, că ele or să crească. Și miza este să ai un partid balama la 15-20% cu care se poate guverna PSD, care și el va profita fără să facă nimic. Va profita prin simplu fapt că îți trebuie o alternativă la bramburiții ăștia pe care îi vezi la guvernare. Trebuie o alternativă, trebuie să poată lumea să se întoarcă către ceva. Păi, foarte și atunci către suntem doar de la 3 luni de zile de la alegeri, doamna Pipidi. Greu de crezut că ar ceda actuala majoritate puterea într-o formulă de guvern de Uniune Națională. Mai degrabă se vorbește în spatele ușilor închise despre o remaniere.
despre aruncarea unor miniștri peste bord, așa, să mai lași balast, îl mai remaniez pe Voiculescu, numai că nu se dorește, cei de la USR ar vrea, cei de la Plus nu doresc, adică vedeți o remaniere, vedeți până la urmă operate niște modificări la, la guvern ca să mai detensioneze situația? Ar fi o variantă? După părerea mea, n-ar schimba la n-ar ajuta suficient. Deci ce trebuie să schimbe actuala coaliție de guvernare este stilul, nu remanierea. Deci nu poți numi politruci oameni fără niciun fel de pregătire după ce tu te-ai ridicat pe tot discursul ăsta cu meritocrația și lipsa de merit a celor pe care îi numea PSD. Asta e problema. Nu poți să continui să fii netransparent și să minți când ai fost prins cu minciuna, când chiar oamenii tăi se contrazic și se bâlbâie și dau din colț în colț. Și mai ales nu poți să nu te consulți. Deci acum e pandemie și e foarte greu, dar o să vedeți că protestele sindicale vor fi mult mai multe. Trebuie să încerci să te consulți. Atât i-am condamnat pe cei de la PSD și pe bună dreptate, că nu se consultau, că luau decizii unilaterale, chiar când credeau că fac bine la oameni. Nu, zice, v-am dat atâta, de ce mai vreți? Așa mai departe. Nu merge așa. Consultarea și transparența în clipa de față sunt absolut norma în materie de guvernare. Și vedem că puterea actuală, nici competență, nici transparență, da? Și atunci ce aduc la oameni? Deci, cu costul, o secundă, nu știu câte infecții... S-au câștigat alegeri vânzându-se competența și transparența, doamna Pipidi. Mă refer, acum o să dau din nou exemplul lui Vlad Voiculescu și a celor de la USR în special. Au fost linii de comunicare, ni se spune asta de 3-4 ani, da? Că USR vine cu oameni competenți, cu oameni nepătați, vine cu competență și cu transparență. Sunt lai motive. Vă dau un exemplu și, apropo de transparență. Un om de la care aveam așteptări, da? Nicu Șordan, refuză de vreo 3 săptămâni să ofere presei CV-ul profesional al managerului public al Capitalei României, doamna Diana Pungă sau domnișoara Diana Pungă. Nu știu exact dacă e domnișoară sau doamnă. Ne chinuim de 3 săptămâni să obținem un CV profesional de la managerul public al Capitalei României. Colaboratoarea domnului Nicu Șordan. Da, foarte rău, foarte rău. De altfel trebuie să vă spun că în plimbările mele lungi, când m-am plimbat, am fost pe jos până la Casa Poporului, am admirat progresele la Catedrala Neamului, m-am plimbat pe calea Rahovei, deci în astea 3 zile am făcut mulți kilometri în oraș. M-a oprit lumea, deși aveam mască, și m-a oprit lumea să se plângă de Nicu Șordan și să-mi spună că orașul n-a progresat destul, să se plângă mai ales de Clotilde Armand, că eu stau în sectorul 1, și lumea m-a oprit în piața Amzii, mi-a spus, pe piața e tot cum era, adică pustie, nu? Stăm tot cu clădirea aia goală, n-a auzit nimeni că s-ar întreprinde măcar ceva, nu că trebuia să rezolve ceva într-un an, dar măcar s-a auzit că a început o rezolvare, da? Deci am văzut că lumea n-are răbdare și că lumea e foarte nemulțumită. Transparența nu rezolvă totul, dar transparența este un început. Sigur că trebuie publicate toate CV-urile, absolut și categoric, și nici măcar acest lucru nu e suficient. Deci nu am auzit în continuare care este calendarul refacerii numirilor pe merit de la guvern. N-am auzit absolut nimic în acest sens, da? Și există multe alte date care lipsesc. De exemplu, am înțeles că Apador CH a dat în judecată guvernul pentru datele legate de vaccinare, că nu au fost publicate exact câte doze de vaccin au fost importate, care este calendarul lor și cât plătim pentru ele. Da, acest lucru poate să pare neimportant față de, având în vedere că noi mințim apropo de care e rata infecției și incidența, dar nu este. De fapt, e un lucru important și e un lucru care trebuie să se întâmple de la sine. Trebuie afișat. Comisia Europeană ne spune cât se dă pe toate țările europene, dar fiecare trebuie să știe la el în țară, da? Da. Ce vaccinuri sunt importate, la ce dată vin și cât plătim pe ele. De ce trebuie să ajungă ca cel mai vechi ONG din România, Apador CH, să dea în judecată guvernul? Asta e situație complet anormală. Trebuia în două zile după ce știți au aflat care este problema, doamna Pipidi? Ei folosesc genul de argumente pe care le foloseau pesediștii când erau la guvernare. Adică, de exemplu, în răspunsul nostru solicitând CV-ul profesional al doamnei Diana Pungă, se invoca GDPR-ul. De exemplu, adică șmecheriile astea le-am văzut făcute și în vechea guvernare. Sau date legate de pandemie pe principiu, dar de ce ai nevoie, domnule, să știi câte sute de mii de doze se administrează și se împart în centre din România zilnic, da? Astăzi, de exemplu, a apărut o informație, o companie, un laborator privat, care face teste, da, rapide, dar și PCR,
a reclamat că cei de la DSP București nu au luat în evidență peste 4.000 de cazuri pozitive, de teste pozitive, prelevate și procesate de această companie. Da? Evident, o situație ciudată, hilară, da? Și încep tot felul de discuții. E clar că dacă n-au luat datele respective, probabil că n-au vrut să se încarce cu un număr de bolnavi de COVID raportați oficial. E haos, păi, e... Ce, cum? Guvernul are televiziuni care îl critică mult mai mult decât voi, da? Sunt televiziuni care sunt puse pe ei și probabil că scuza lor este că vor să se apără de acele televiziuni. În realitate, transparența și în cazul CV-urilor ăstora și în cazul oricăror fel de cifre publice este cea mai bună apărare. Deci, mare, mare parte din discuțiile pe care le văd sunt pornite de la felul de guvernare arbitrar, discreționar și secretos. Dar trebuie să ne înțelegem că, de fapt, să nu creadă cineva că ăsta e un accident, că aud lumea să spună că guvernul ar trebui să-și îndrepte comunicarea. Nu e vorba de comunicare. Deci guvernul german, în mod real, este clădit pe respect pentru știință și este considerat că în situația aceasta oamenii politici sunt acolo ca să-și folosească autoritatea lor să pună în practic decizii care, de fapt, sunt luate de oameni de știință. Asta este ceea ce se întâmplă. În România noi nu am ajuns la acest lucru. Eu am fost martor, am mai dat, cred, acest exemplu, când vara lui 2016 guvernul Dacian Cioloș, la instigarea mea, a trecut o hotărâre care apare în monitor oficial cum își va organiza guvernul consultarea pe bază de știință, cum va avea experți, cum vor fi organizați experți. E un întreg decizie. Mă întreb, se întreabă, le citește cineva vreodată deciziile astea numite literă moartă? Ei au fost destul de puternici să treacă decizia. După aceea însă, când cineva s-a prins că dacă face așa ceva, ar putea ca arbitrariul ăsta, telefoanele pe care le dau unii sau alții să aranjeze ceva, să nu mai meargă, pentru că o să vină cineva și o să spune, păi nu se poate, băi, vezi că sunt Alina și cu tocilarii ei, care zic, nu poți face asta, că ai 1,7 la mie sau ai 1,9 la mie, nu se poate, nici nu se pune problema, nu mă interesează cine ți-a telefonat. Și chestia a murit de-a doua zi. Și ăștia sunt cine? Sunt meritocrații care nu au putut face chestia asta și nu o pot face și azi. Nu sunt ceilalți, da? Nu sunt cei de la aur care abia au apărut în peisaj și care nu știe nimeni cum vor evolua. Da. Haideți să vedem declarațiile președintelui Iohannis de astăzi referitoare la proteste și apropo de experiența germană din ultimele luni, să ne spuneți cum s-au raportat politicienii la proteste, pentru că au fost proteste și în Marea Britanie și în Germania destul de violente în anumite zile, în anumite perioade. Virusul, care ne-a afectat dramatic existența în ultimul an, nu dispare prin violență și manifestări extremiste, ci prin imunizarea cât mai multor oameni cu vaccinuri eficiente. În perioada imediat următoare vom primi un număr semnificativ de doze și astfel campania de vaccinare poate fi accelerată. Klaus Iohannis a profitat de prezența la Institutul Cantacuzino și a făcut apel la români să se vaccineze și să aibă răbdare, pentru că pe măsură ce campania de imunizare merge înainte, restricțiile se vor ridica și vom ajunge la o viață normală. Mulți dintre noi au pierdut pe cineva drag. Alții au suferit profund în urma infectării cu acest virus. Costurile sociale și economice au fost și continuă să fie uriașe. Putem însă să punem capăt acestei pandemii și îi îndemn pe români să aibă încredere în beneficiile imunizării și să meargă număr cât mai mare la centrele de vaccinare. Doamna Pipidi, e corectă abordarea asta? Aveți încredere în noi, indiferent de câte greșeli facem, aveți încredere în noi? Respectați lucrurile astea pentru că noi vă spunem să le respectați. Și că noi suntem... Deci, vă vrem binele fără doar și poate. Nu am nicio obiecție la discursul ăsta lui Iohannis, decât că e de lemn, e neconvingător și că nu trebuia să-și pună masca. Vedeți că Macron nu are mască. Trebuia filmat singur, fără ceilalți, să n-aibă nevoie de mască. Poate atunci măcar să treacă un pic de empatie, că și așa el e un om care are dificultăți să comunice. Nu e ușor să ajungă la oameni. Discursul e și mult prea abstract, deci ar trebui să iasă în fiecare zi
să spună ceva mult mai uman. Asta este mult prea, mult prea rar ce a zis el. Protestele asta, în Germania asta cu empatia, sunt în fiecare... Asta cu empatia nu l-a, nu l-a, cum să spun, nu l-a încurcat pe președinte să obțină 60-70% din voturi la ultimele alegeri și înainte un procent bun, spre 60, când l-a bătut pe Ponta. Adică noi știm că nu avem un președinte empatic. De ce ar fi empatic acum, doamna Pipid? Mie îmi spuneți, care am descoperit în 2014, când deja hotărâsim că el e omul potrivit, dar n-are importanța asta, da? Deci contează candidatul pe care l-are un președinte, contracandidatul, nu? Și nu e așa de greu să câștigi când te confrunți cu biata doamnă Dăncilă, deja prezentată ca fiind, nu, n-are rost să... refacem istoria asta. Deci aici foarte bine a făcut președintele veche. Care și-a vorbit azi. Aici este critică mai veche, am discutat și noi și chiar unii din zona de opoziție, evident. Lipsa asta de empatie în comunicarea publică. Adică stilul militar, stilul cu geaca, mai țineți minte pe domnul Vela cu geaca de aviator, tot era un protocol așa foarte militarizat în comunicarea publică care s-a păstrat și în noua guvernare USR Plus. Nu vor să USR Plus PNL, nu vor să fie empatici, nu știu să fie empatici, nu au consultanți, oameni care să învețe, sau e o directivă oarecum, nu știu, poate se raportează la președinte, se uită foarte mult la președintele Iohannis, cum comunică președintele și atunci simt nevoia să comunice și ei oarecum cum comunică Iohannis. Bine, oamenii ăștia nu sunt democrați, hai să ne înțelegem puțin, am mai discutat, deci din păcate acești oameni nu au o mare fibră democratică, nu au acele trăsături de sinceritate, de adresare directă și să fim ceva și să ne lămurim, nu? La urma urmei nici nu pot să zic că au câștigat alegerile, da? Deci, ca să mai vorbim, unde sunt masele de oameni care i-au votat și așa mai departe? Deci nu au... prin baza calităților lor de comunicare au ajuns ei acolo. Specialiștii în România sunt sigur că s-ar găsi. Că avem atâtea televiziuni și avem atâtea talente, nu? Deci mereu văd că apar oameni tineri care prezintă destul de bine. Am butonat, am văzut 3 talk show-uri noi aseară și vreo 3 vechi. Am râs din nou la ele, cum să zic. Nu lipsește talentul la noi și nu lipsesc oamenii care ar putea, dacă ar fi convinși, dacă ar fi rugați, să facă o masă critică, că nu e nevoie să vorbească președintele. Poate că sunt oameni care le place de Mircea Badea, poate sunt oameni care le place de domnul Banciu. Dacă acești oameni ar fi rugați și li s-ar da un număr de mesaje cu sens, convingătoare și spre binele tuturor, am putea face asemenea campanii. Deci eu am prins perioade în anii 90 în care am făcut campanii în presa publică și în presa privată pentru subiecte de interes general, nu? Aderarea României la NATO, să convingem lumea că merită să intrăm în Uniunea Europeană și să explicăm ce este. Poți să faci lucrurile astea într-o limbă deschisă, nu de lemn. Mulțumesc. Dar, că... da. S-a terminat timpul primei părți a emisiunii. Mulțumesc pentru prezență și vă aștept cu mare drag dacă mai rămâneți în România să continuăm, vedem ce se întâmplă. Scurtă pauză comercială, revenim cu politicienii, da, puterea și opoziția aici la dosar de politician. Să ne confruntăm, să dezbatem.